Noul cadru salarial din Ministerul Învățământului sau un sistem mai robust de salarizare ar putea fi cheia care să-i determine pe profesori să performeze în activitatea didactică, susține ministrul Educației Ligia Deca. A fost și o solicitare a primului ministru de a gândi un sistem mai robust de salarizare sau, mă rog, de bonusuri bazate pe performanță. Avem în acest moment o colaborare cu experții OECD tocmai pentru a găsi un sistem care să nu fie bazat pe o singură sursă de informații, ci să fie multifactorial, se pare că aceste sisteme dau rezultate și să încercăm să îmbunătățim ceea ce avem deja vis-a-vis de sistemele de evaluare. Fie că vorbim de evaluarea cazurilor didactice care se realizează deja în sistem, de către director, de către colegi, de către elevi, fie că vorbim despre sisteme de premiere, cum este, de exemplu, gradația de merit, sau cum este noua măsură din legea învățământului preuniversitar, acel fond de 2% din fondul de salarii la dispoziția directorului pentru premierea cadrelor didactice cu performanțe din școală. Ministrul Educației este de părere că acolo unde există comportamente inacceptabile în cazul cadrelor didactice, trebuie să existe măsuri, așa cum avem măsuri și pentru elevii care încalcă limita. Consider că stabilitatea în profesia didactică este un atu al profesiei care dă și atractivitate. De altfel, unei meserii care în ultima vreme, din păcate, nu a avut suficient de mulți candidați în așa fel încât să putem spune că ocupăm toate nevoile de resurse umane din sistem. În final, Ligia Deca a afirmat că trebuie un just echilibru între evaluarea performanței și atractivitatea profesiei, în așa fel încât să avem cei mai buni absolvenți de învățământ superior care vin și devin la rândul lor dascăli.